Preacurioși părinți și frați, iubiți credincioși, cu mulțumire să fim, cu recunoștință să fim, pentru darurile pe care Dumnezeu ne le-a revărsat. Să-i mulțumim că pentru că avem dreapta credință, să-i mulțumim pentru că îl avem în mijlocul nostru, pentru că Dumnezeul nostru este viu și lucrător întru noi. Și niciodată să nu se îndoiască cineva în credința pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Ortodoxia nu înseamnă nimic altceva decât chip și asemănarea lui Dumnezeu. Prin tot ceea ce face creștinul, cu adevărat ortodox, nu face nimic altceva decât să se asemene cu Dumnezeu. Bunătatea, blândețea și toată fapta cea bună pe care omul o împlinește, nu sunt nimic altceva decât daruri pe care ale Duhului Celui Preasfânt, pe care omul le lucrează și nu sunt altceva decât daruri ce ne duc către asemănarea cu Dumnezeu. Dacă cineva își va pune întrebarea ce înseamnă a fi chip și a mă asemăna cu Dumnezeu, răspunsul de la biserică, din învățătura bisericii noastre, ar fi acesta: fii bun, fii iubitor, fii precum Hristos și iată chipul și darul și asemănarea sunt într-o tine. Facă bunul Dumnezeu ca sărbătoarea aceasta de astăzi a Sfintei Ortodoxii să ne fie nouă spre râvnă și dragoste. Am auzit cuvântul pastoral și acest îndemn, că așa cum ne este credința, așa trebuie să ne fie și viața. Adică, după vorbele noastre și cuvintele noastre, să se cunoască de acum și fapta noastră. Un mărturisitor al credinței nu este un mărturisitor doar numai cu buzele, ci adevăratul mărturisitor al credinței este și cel care cu fapta, care împlinește. De aceea părinții noștri ne spun cuvântul și fapta, așa cum ați auzit citindu-se din cuvântul părintelui Dumitru Stăniloae, cuvântul implică persoana, cuvântul persoană și acestea te trimit de acum către faptă, către fapta cea bună. Credința unui popor se vede din fapte și din cuvânt. Cultura unui popor se vede din comportament. Și aici avem mult de vorbit. Și multe am avea de spus, căci foarte mulți s-au depărtat de izvor, de dreapta credință. Sunt atâtea milioane de români plecați în afară. Unii se mai întorc asupra unora nădăjduim, avem speranța că se vor întoarce, dar sunt mulți care nu au de gând să se întoarcă. Oare vor da ei mărturie acolo unde sunt de credința, de adâncul credinței în care s-au născut? Oare vor mărturisi ei prin faptă și cuvânt? Oare la vremea potrivită aceste mădulare ale trupului tainic al neamului nostru românesc se vor mai adăuga la sfânt strămoșii noștri? Sunt întrebări la care de multe ori aproape că nu găsim răspuns. Iubiții mei, în această Duminică a Ortodoxiei cuvine-se ca să ne cercetăm și mai mult lăuntrul nostru. Să vedem dacă într-adevăr fapta noastră
arată credința pe care noi avem. Dacă fapta noastră dacă din fapta noastră se vede ceea ce noi credem cu adevărat. Icoana ne este un dar. Și ați auzit în rugăciunile care s-au citit, icoanele sunt spre sfințire, spre tămăduire. O icoană nu este purtătoare de nici o boală, de nici o suferință, de nici un microb, ci o icoană este purtătoare de Duh și sfințitoare. Ori de câte ori m-am apropiat de Sfintele Icoane, ori de câte ori m-am apropiat de Sfintele Moaște, și dacă am avut, datorită rugăciunilor părinților, fraților, sfânt strămoșilor, am avut o inimă înfrântă și smerită, am simțit darul și prezența lui Dumnezeu în icoană sau în Sfintele Moaște. Am simțit puterea lucrătoare și acestea m-au trimis și mai mult în a căuta și în a ne adânci în ceea ce este al nostru, al credinței noastre, al vieții noastre celei tainice. N-am să uit niciodată întâlnirea pe care am avut-o cu Sfântul Spiridon, al trimitundinei. Nu spun aceasta ca o laudă, ci o spun aceasta cu umilință și cu smerenie, gândindu-mă și totodată îndemnându-vă și pe dumneavoastră să îndrăzniți către Sfinții lui Dumnezeu și către Sfintele Moaște. N-am plecat niciodată la drum fără ca să-i cer ajutorul Sfântului Voievod Ștefan. Și când am plecat vreodată, cumva, fără ca să-i spui, am simțit o lipsă. Dar atunci când am trecut și i-am spus, am văzut că e prezent. Nu mai spun de Sfântul Iacob Putneanul, părintele care, după ce au fost așezate Sfintele lui Moaște în paraclisul mănăstirii, aș zice eu că au umplut paraclisul. Nu de lume, este și de lume. E un adevăr. Că zilnic văd cum oamenii trec, vin se închină în Biserica Mare și merg și la paraclis la Sfântul Iacob. Ci am găsit paraclisul plin de Duh și de puterea Lui. Am văzut mâna Lui ocrotitoare asupra familiei și a copiilor. A văzut dragostea Lui părintească asupra obștii acesteia. Și de multe ori am spus, că să nu vă imaginați, că nu mai sunt și ispite și încercări. Sunt destule și multe, că doar vrăjmașul nu o să meargă nici la birt, nici la bufet, sau mai știu unde, la discotece, sau mai știu pe unde, ca să robească. Aceia sărmanii de ei sunt deja robiți, ci caută acolo unde se silesc unii să fie robi a lui Dumnezeu, să-i scoată din robia aceia a minții lucrătoare și să-i ducă într-o robie nelucrătoare. Aceasta caută diavolul în viața de obște. Și de multe ori a spus Sfântul Iacob Putneanu, lucrurile, ispitele, încercările, și l-am văzut prezent și viu. Iar Sfintele lui Moaște coapte ca pâinea din cuptor, semn al sfințeniei și al desăvârșirii celei întru Hristos, și buna mireasmă pe care o răspândește, acestea toate ne arată prezența Harului Duhului Celui Preasfânt. Dar ce suntem noi? Ce suntem noi creștinii ortodoxi care în această zi ne bucurăm? Au doar nu și noi tindem ca și ei? De ce ne-am zugrăvit bisericile noastre cu chipurile sfinților?
De ce avem în casă icoanele sfinților noștri? Pentru un singur lucru, pentru a vedea și pentru a atinge, pentru a ne arăta, iată finalul, iată scopul. Atunci când în Occident icoanele, zugrăveala bisericilor, cea bizantină, curată, ortodoxă, a fost dată deoparte și a apărut realismul, pictura realistă, noi, românii, ne-am pictat bisericile noastre, nu numai în interior, ci ne-am pictat și în exterior. Și am arătat lumii în aceeași perioadă, când în Occident se plămădea renașterea, cu toate fațetele ei, și depărtarea omului de Dumnezeu, Petru Rare și înainte de el, Măria sa Ștefan și domnii noștri au arătat, iată chipul. Nu partea carnală contează, nu trupul acesta contează, ci omul transfigurat, acela este chip. Acela, spre acela trebuie să tindem. Și ne-am zugrăvit bisericile și în interior și în exterior. Pentru a ne păstra, pentru ca intrând într-un ele, să ne simțim ca în casa lui Dumnezeu. De aceea, când intrăm în biserică, când intrăm în bisericile noastre, avem acest cuvânt înaintea ochilor, în biserica ta, slavei tale stând, în cer mi se pare a sta născătoare de Dumnezeu. Deschide nouă ușa milei tale. Așa cum găsiți și aici, când treceți din pronaos către camera mormintelor, deasupra ușii, chiar acolo scris. Căci nu s-a scris la întâmplare și o biserică nu este zugrăvită la întâmplare, ci urmează un anumit canon, o anumită lege, o anumită rânduială. Căci vedeți și din altar, dacă e să vă uitați, încet așa numai să studiați. Iată acolo ierarhii, iată mai întâi Maica Domnului. Pe boltă, iată apoi ierarhii, apoi cum vin mucenicii, cum vin apoi cuvioșii și toți mărturisitorii și toți ceilalți. Este o rânduială, o ierarhie cerească. De aceea biserica noastră este un locaș al Preasfântului Duh și al Dumnezeului nostru. Visii mei, să înnoim chipul nostru, cel lăuntric. Trezește-te, frate și soră întru Hristos. Spune și copiilor, spune și fraților tăi, care sunt mai departe de Dumnezeu, căci ei, sărmanii, v-aș îndemna să urmăriți, vedeți că sunt și lucruri bune pe internet. Este un anumit videoclip făcut, se cheamă Strigătul. Căutați-l, urmăriți-l odată, părinții, urmăriți-l și a doua oară, cu luarea minte, și vedeți că acel cuvânt de acolo are un mesaj. Vina este, o aduce una singură în acel cuvânt, că tu, tată și mamă, mi-ai dat de toate, te-ai silit să am de toate, să am și celelalte și celălalt, dar să nu te sicui. Și nu te-ai silit să-mi vorbești de Dumnezeu. Nu te-ai silit să-mi vorbești de Hristos? De aceea, viți părinți și mame, cărora astăzi le urăm să le dea Dumnezeu sănătate, înger păzitor, ani mulți, și să aibă copii frumoși, sufletește, căci acesta e cel mai mare dar. Deci, dragii mei, dați-L pe Hristos, fiilor dumneavoastră, să vă vadă, să te vadă pe tine, mamă, pe tine, tată, că știi să te rogi. Să te vadă pe tine că ai cuvinte alese, că nu ai un vocabular vulgar. Am spus mai devreme, cultura unui popor se vede în limbaj și în comportament. Cum știi să te comporți?
cum știi să te așezi, cum știi să poftești pe cineva lângă tine, cum știi să poftești pe cineva în casă, face parte din cultura și din credința ta. De aceea, iubiții mei, în această duminică a Ortodoxiei, și iată că în anul acesta se întâlnește frumos cu ziua de 8 martie, când fiecare dintre noi spunem mamelor, surorilor, fiicelor, spunem un călduros la mulți ani, căci așa e tradiția, e rânduiala. Și ne supunem ei. Deci, să-L dăm pe Hristos. Arată că l-ai pe Hristos. Arată că ai echilibrul lăuntrul tău. Nu aștepta de la prunc prea multe, că sărmanul de el este între mari ispite și mari încercări. Să avem nădejde. Oricât de greu va fi, oricât de greu ne va fi, oricât de greu este unei mame sau unui tată să-și readucă copiii în sânul familiei, să nu descurajeze, ci să aibă nădejde că singura șansă de regenerare a neamului nostru, să știți că realmente sunt peste în jur la 7 sau chiar peste 7 milioane de români. Statistic se vorbește de 4-5, dar sunt mult mai mulți plecați în afară. Regenerarea neamului nu se poate face decât numai cu Dumnezeu, în valorile sfânt strămoșilor noștri. Să nu-și imagineze cineva că se poate altfel. Facă bunul Dumnezeu ca chipul și lui Hristos dintr-un noi să nu se întunece niciodată, ci să ne silim în a zugrăvi chipul lui Hristos în lăuntrul inimii, prin virtuțile pe care le practicăm. Fii bun, fii milostiv, fii darnic, fii iubitor, fii mărturisitor. Nu te rușina de chipul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Nu te rușina de neamul din care faci parte. Nu te rușina de credința pe care o ai. Nu te rușina de semnul Sfintei Cruci, așa cum ați auzit în cuvântul pastoral. Toți știm că spre răsărit ne închinăm. Nu este nicio lege, nicăieri. Dar știm că de la răsărit, de acolo, Hristos este lumina care răsare în inimile noastre. Toți știm că trebuie să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. Și crucea ne-a fost strajă și ne este nouă strajă tuturor. De aceea ne opunem pe case, ne opunem în case, o purtăm la piept și ne opunem la căpătâi. Ne o pregătim de multe ori din timp să ne străjuiască mormântul. De ce? Pentru a arăta că suntem creștini și suntem al lui Hristos și credem într-o viață veșnică, că aici suntem pentru o perioadă. Suntem, mâine nu suntem, dar vom trece și ne vom întâlni cu toți cei care din veac au bine plăcutului Dumnezeu.